aprilie 2017, o lună care a încurcat multe din planurile pescarilor și care încă continuă să încurce din cauza temperaturilor scăzute care se înregistrează. Sunt Nuțu Sabău și vă invit să vizionați încă unul din episoadele de pescuit sponsorizate de Normal Sport România. Mă aflu pe lacul Podcoava-Cruceni din județul Timiș, lac care a luat naștere în urma uniformizării râului Timiș, în urmă cu foarte mult timp. Acest lac are o lungime de aproximativ 2 km, o lățime de până în 50 de metri și adâncim de până la 6-7 metri. Ținând cont de temperaturile scăzute care se înregistrează în această perioadă, și de faptul că acest lac are o densitate foarte mare de pește mic, am ales să folosesc o nadă bazată pe fishmeal, dar un fishmeal dulce, o nadă care este produsă de către Dynamite Baits în colaborare cu renumitul campion mondial Steve Ringer. Populația piscicolă prezentă în acest lac nu este una specifică lacurilor comerciale. Este practic formată din vechi pești care au rămas aici din râul Timiș și pești care ulterior au fost populați în repetate rânduri de către administratorul lacului. Fiind un pescar de staționar și mai nou de feeder, ar fi trebuit în mod normal să optez pentru utilizarea peletelor ca și supliment pentru peștii mari. Însă de data aceasta am ales să folosesc spărtură de boilies și nu un boilies oarecare, ci noul model Complex T de la Dynamite Baits. Ideea de a folosi boiliesuri sparte mi-a încolțit în minte încă de anul trecut, când am avut ocazia de a pescui pe lacul Sân Paul alături de Vlad Pavlovici. Acesta, la acea vreme, a testat cu mare succes noua gamă de boilies-uri Complex T, având rezultate spectaculoase. Inevitabil, în fiecare partidă de pescuit, folosesc sonarul Dipper pentru a sonda vadul în care urmează să pescuiesc. Dacă în trecut am mai pescuit pe același loc și am scanat vadurile, este suficient să mă uit în istoricul din aplicația Dipper pentru a vedea detaliile de care am nevoie.
Nu am sondat și în malul de vis-a-vis, deoarece lanseta de putere cu care ar trebui să lansez sonarul Deeper îmi lipsește momentan din trusa de pescuit. Nu uitați că pentru a lansa sonarul Deeper trebuie să folosiți o lansetă de minim 100 de grame acțiune. Pentru astăzi am două obiective. Primul, să folosesc boilisurile complexe sub formă de spărtură adăugată în nadă, iar al doilea, să testez noile coșulețe produse de firma Nisa și importate în România de către Normal Sport. Acum o lună am participat la campionatul mondial de pescuit la feeder, ediția cluburi, în Spania, iar acolo am fost plăcut surprins să observ că aproape 80% din toți concurenții participanți la această ediție de mondiale foloseau coșulețele Nisa. Prea multe nu se pot spune despre fidere sau coșulețe. Important este faptul că ele sunt făcute dintr-un material plastic de calitate, moale, care le conferă o portanță perfectă. Pentru partida de astăzi, am ales să utilizez modelul Open End și Cage, deși situația impune utilizarea 100% a modelului Open End. Modelul Open End este pentru a transporta nada în siguranță până pe substrat, mai ales în cazul apelor adânci, nada eliberându-se treptat. Modelul Cage este destinat apelor mai puțin adânci, nada eliberându-se mult mai rapid, chiar de la impactul cu apa. Pentru utilizarea boilisurilor complexe în partidele de staționar și feeder, nu aveți nevoie de un dispozitiv de sparbire. Acestea sunt destul de proaspete încât pot fi sparte manual, fără niciun fel de efort. Thank you.
testul de astăzi, oarecum neobișnuit, de a utiliza spărtură de boilies în nadă la o partidă de feeder și de staționar în același timp, este oarecum ciudat, dar foarte satisfăcător pentru mine. Bineînțeles, cred cu tărie faptul că un cuvânt greu de spus îl are și calitatea boilies-ului folosit, cât și calitatea nadă. Tind chiar să cred că produsele Dynamite Baits sunt extrem de potrivite pentru acest lac și pentru peștii de aici. Până acum, nu am avut motive să cred altfel.